Potrivit Ministerului Educației, în această perioadă se desfășoară la nivel național reînscrierile la grădiniță pentru copiii care frecventează grupa mijlocie sau mare. Începând cu data de 30 mai, vor putea fi înscriși și copiii care vor merge pentru prima dată la grădiniță în anul școlar 2022-2023. Și Grădinița Buna Vestire a Patriarhiei Române din București a pregătit oferta educațională pentru următorul an școlar și a suplimentat locurile la grupa mică. Grădinița Vestire a Patriarhiei Române este o instituție educațională nouă în București, plasată într-un spațiu arhitectural unic din centrul capitalei, cu un design nou, atât funcțional cât și estetic. Personalul didactic își propune să ofere o educație integrală copiilor, personalizată și edificatoare pentru viață, care formează caractere luminoase și comunități sănătoase. În anul școlar 2022-2023, grădinița va avea o grupă mare, două grupe mijlocii și trei grupe mici, în acest an școlar, provocarea va fi probabil mai mare dacă vom reuși și vom rămâne tot în format fizic, pentru că vor veni copii care, chiar dacă au vârsta de grupă mijlocie sau mare, nu au mai fost unii dintre ei niciodată la grădiniță, ceea ce presupune o. Provocare destul de mare, mai ales din punct de vedere al integrării socio-emoționale și al adaptabilității la activitatea în grup. Mulți dintre ei vin, părinții ne spun, au lucrat individual cu ei, din punct de vedere cognitiv sunt pregătiți. Acum, grădinița, într-adevăr, trebuie să îi pregătească și pentru partea aceasta de integrare în grup, de dezvoltare socio-emoțională. Deci, unii vor fi pregătiți, cei de grupă mare, pentru școală deja și ceilalți pentru adaptarea la viața preșcolară, să spunem așa. Pentru grupa mică avem trei uh, grupe cu maxim 36 de copii. Într-o grupă sunt între 10 și 12 copii. Într-adevăr, grupa mică și anul acesta s-a dovedit mai de interes. La grupa mică am avut frevința cea mai bună, dacă am putea spune, pentru că părinții au uh, conștientizat că până la urmă prezența la grădiniță e un factor benefic după ce trecem peste provocările medicale inerente intrării în colegi. Uh, Activitate. Dar noi oferim un suport părinților pentru integrarea treptată a copiilor în programul de grădință. Atât cât ne-au permis restricțiile, am permis și noi participarea părinților la activitățile grădinței. De asemenea încurajăm pe viitorii părinți care intenționează să aducă copiii de grupă mică din toamnă să vină cu ei chiar în luna. Iulie, de exemplu, când la noi avem o activitate de grădiniță de vară, e o activitate de acomodare, să spunem, ce se dovedește benefică în toamnă. Chiar atunci, deja copiii sunt familiarizați, atât cu personalul grădiniței, cât și cu spațiile, cu abordarea noastră, și la unii chiar se vede evoluția comportamentului și acceptarea grădiniței ca un alt loc de activitate. Grădinița Buna Vestire este situată în apropierea Catedralei Patriarhale, pe strada Episcop Chesarie, numărul 9. Este dotată cu un cabinet medical, vestiar, săl de activități și de dormit, săl de joacă și de sport, paraclis și la etaj două terase deschise pentru activități sigure în aer liber. De asemenea, grădinița este organizată pentru a respecta toate prevederile de protecție sanitară.